Hei, bună seara! <coughs> Scuze, ce mai faceți, prieteni? Ia și eu pe aici, pe la voi, întors de peste mări și țări, m-am gândit să abordez noua noastră preocupare de săptămâna asta, și anume, noi suntem de nedespărțit. Acasă, la serviciu și în pat. Dar uneori simțim nevoia să ne despărțim. El în bucătărie și eu în garaj, sau invers, în felul ăsta ni se face dor și nu este necesar să ne mai certăm. Voi, cât timp petreceți împreună? Ăsta este subiectul din seara asta. Cât timp petreceți împreună? Și de ce ar trebui să fie mai mult sau mai puțin? Ce rost are acest lucru în economia unui cuplu? Și unde ar putea să ducă? Și care este percepția timpului social, Este ea diferită de perceperea timpului... Um, um, astronomic, să spunem, da? a primăverii. Vom vedea. Bun, prieteni, vă să zic că astăzi începem cu discuția aceasta, la început teoretică și după aceea, bineînțeles că ne axăm pe întrebările și părerile pe care le uh, transmiteți voi. Ia să vedem. Suntem ființe sociale, nu așa? Ființă socială înseamnă a avea acel sentiment de împreună. A fi în aceeași preocupare uneori, a fi influențabil din partea celorlalți. Instinctul gregar înseamnă acel instinct caracteristic speciilor sociale care îi face pe indivizi să se adune la oaltă, să facă lucruri împreună, chiar dacă nu au neapărat ceva unul cu altul. Este acea bucurie de a descoperi că într-o pustietate există o casă cu oameni în ea. Este acea exaltare pe care o ai când te întâlnești cu niște oameni cunoscuți. Este acea senzație de liniștire când îți dai seama că există oameni pe acest pământ și că ai cu cine și pentru cine să trăiești. Da? Nu este de ignorat acest lucru, dar în cuplul pe care tu îl ai, cât de mult înseamnă timpul petrecut împreună cu acea persoană și cum îl administrezi. Da? Hai să vedem. Vă să zic că avem această balanță, fiind ființe sociale, între a fi împreună și a fi solitar. Pentru că, vedeți, ființe sociale, ființe sociale, dar noi avem conștiință de sine. Adică, practic, fiecare dintre noi ar vrea să fie deosebit de ceilalți, să fie individual, să nu fie imitat, să nu-i se încalce teritoriile și valorile, să fie respectat. Ce este respectul? E un lucru extraordinar pe care o să-l introduc în următoarea carte după ce o termin pe asta cu harta femei și anume în cartea despre teritoriul virtual. Respectul este acea zonă de influență a ta în care ceilalți ar trebui să uh, accepte uh, niște reguli și niște influențe exercitate de tine. Cum ar fi, de exemplu, identitatea ta, valorile tale, da? dorințele tale să fie respectate, ca să zicem așa. Și atunci avem această balanță între ființă socială care înseamnă împreună cu ceilalți și conștiință de sine, eu sunt distinct de ceilalți, care înseamnă solitar. Da? De ce vorbim despre astea două? Pentru că veți vedea că este la fel de important și să fii cu ceilalți, dar este important și să fii doar cu tine uneori. Și cum reușești să găsești acest loc și acest timp pentru așa ceva? Apoi, tot teoretic vorbind. Există o mare diferență între cele trei forme de timp. Și anume, timpul individual, timpul în doi și timpul într-un grup. Adică, timpul individual este cum se scurge timpul atunci când ești doar tu cu tine. De deci, ce mai multe ori se scurge destul de încet? Este un fel de gol în jurul tău, un ai cu ce să-l umpli, uneori te simți, știu și eu, um, Sătul de tine însuți. Timpul individual este în același timp un timp al introspecției, te gândești la tine, poți să privești în jur, este liniște da? când ești cu tine. Exceptând situația în care persoana este anxioasă, pentru că oamenii anxioși găsesc mai multă liniște când sunt oameni în jur decât când rămân cu ei singuri. Fiindcă anxietatea fiind de origine endogenă se naște în interiorul nostru ne neliniștește din motive interne și atunci ne folosește să fim undeva la serviciu sau să fie cineva pe acasă ca să nu mai simțim agitația aceea. Timpul în doi însă, spre deosebire de timpul individual care se scurge mai încet, este un timp care este foarte variabil în funcție de relație. Adică relația cu celălalt face ca timpul să se scurgă mai încet sau mai repede, să fie mai bogat sau mai sărac. Dacă relația este una de atracție, timpul în doi se cere a fi infinit. Vrei să faci totul împreună cu persoana iubită, dacă însă este vorba de o rutinare sau chiar de o conflictualitate mognită între tine și cealaltă persoană, tendința este să simți că timpul se scurge încet, că este un timp pe care nu-ți-l dorești alături de acea persoană și zbor cu gândul în altă parte la altcineva sau în, alt, în altă situație pe care-ți-o dorești în loc de a fi cu respectivul sau respectiva. Iar timpul în grup este un timp extrem de schimbat. Diferența între timpul în grup și timpul individual este enormă, sunt aproape diametral opuse. Dacă timpul individual este foarte extins, timpul în grup este foarte condensat. Timpul în grup îi face pe oameni să se schimbe radical. Poate că ați văzut acele grupuri de adolescenți pe stradă, parcă un nebunit sau copiii care se află la grădiniță. Parcă și ăștia au nebunit când primesc pauză la școală, în primele clase. Sunt ca niște cimpanzei care se cățără peste tot și urlă. Da? Dacă însă un copil ar fi singur în clasă și s-ar da drumul în recreație, nu ar urla, nu s-ar cocoța pe nicăieri. Dacă un singur adolescent, un adolescent ar fi singur undeva acasă, pe stradă, într-un parc, nu s-ar agita în niciun fel, dar... În momentul în care apar cei de -o seamă și se reconstituie grupul, timpul începe să se umple cu tot felul de exagerări. Și de aici învățăm ceva: că, în funcție de nevoile noastre de viață, de stilul pe care vrem să-l adoptăm în viața noastră, suntem mai receptivi la un timp sau la altul, în funcție de cum ni se potrivește: mai mult timp individual, mai mult timp de cuplu sau mai mult timp de grup. Când ești într-o relație cu cineva, toate aceste timpuri funcționează. Ai nevoie și de timp individual, ai nevoie și de timp de grup. Acel grup în care, de exemplu, tu și cu iubitul sau iubita ta să mergeți și să vă întâlniți cu alte cupluri și acele cupluri um, povestesc despre ele, vă comparați unii cu alții, începeți să vă imitați, începeți să vă fixați standarde în funcție de ceilalți. Este gălăgie mare, da? foarte multă vorbărie. Le vezi pe femei că vorbesc între ele și pe bărbați între ei, dar mai vezi și că uneori partenera ta se simte mai bine în dialog cu partenerul uh, celelalte femei și tu poți să vorbești cu cealaltă femeie așa încrucișat. Se observă uneori la uh, mesele de revelion cum vorbesc uh, într-un fel de swinging verbal oamenii. Bun. Acum că am lămurit-o, da, există timp individual și ai nevoie de asta pentru a te regăsi pe tine, există timpul în doi, iar acest lucru ține de calitatea relației și există un timp în grup care întotdeauna le deformează pe celelalte. Um, vorbeam despre timpul în doi, că aici, este, se, pe aici se învârte subiectul nostru de astăzi. Domnule, um, dragostea care se manifestă între cei doi, în perioada de curtare, de exemplu, sau în perioada de lună de miere, poftim, cere aproape continuu, petrecerea unui timp continuu în doi. Parcă sunt lipiți cu ceva cei doi. Se țin de mână, se duc la baie împreună, se duc să cumpere gumă de mestecat împreună, sunt peste tot împreună. Nu doar că sunt împreună fizic, dar sunt și, se vede că sunt conectați cei doi. Da? Se văd numai unul pe altul, se tot uită unul la altul și își spun: te iubesc, te iubesc. Se țin de mână și se țin în brațe și se sărută mult. Este un timp, în doi, extrem de intens, cum nu se va mai vedea mai târziu. Da? Este o conectare, o continuitate, dar și o sincronizare. Cei doi parcă merg la fel. Parcă râd de aceleași lucruri, parcă se gândesc la aceleași chestii, ghicești gândurile celuilalt și îți dai, îți dai seama că se înțeleg din priviri cei doi. Da? Asta însemnând că timpul îndrăgostiților este un timp extrem de concentrat um, și care are conectare continuă între cei doi. Mai târziu, bineînțeles, că urmează să, ca fiecare să-și dorească un pic de spațiu pentru sine, deși pretind că sunt în continuare în relație. Totuși, timpul de atracție și de conectare non-stop se transformă în timp lacunar. Se mai întâlnesc, își mai spun ceva, se mai duc fiecare într-o altă direcție. da. Și de la timpul acela de nu te mai saturi de cealaltă persoană, din luna de miere, se ajunge la un timp petrecut sporadic împreună. Dar haideți să lămurim. <cătă> Ce este cu chestia asta? De ce stau îndrăgostiți cioc în cioc, non-stop, unul cu altul? Este asta o chestiune de dragoste, adică de, de frumos sau frumoasă ce este cealaltă persoană, vrei să stai non-stop cu ea? Că mai târziu nu ți se mai pare așa de frumoasă. Sau pentru că tu iubești acea persoană realmente mai mult decât pe oricine sau orice în viața ta. Dom'le, nici asta nu cred că este valabil, sincer vorbind. Există o explicație biologică. Pentru acest comportament de a fi tot timpul împreună din partea îndrăgostiților. Și anume, este faptul că este necesară ca distanța dintre cei doi membri al cuplului să fie minimă și permanent activ folosită pentru fertilitate. Da, pentru fertilitate. De ce? Pentru că, în virtutea conceptului de lună de miere, se cere ca cei doi să facă de mai multe ori pe zi dragoste este obligatoriu pentru ca fertilitatea să fie maximă. Toate speciile au această tendință ca cei doi indivizi care se împerechează să stea împreună o vreme foarte apropiați și să facă, să se împreuneze de mai multe ori pe zi, cât mai des. Da? De ce? Pentru că fecundarea ovului de către spermatozoizi nu se întâmplă așa doar o dată la plezneală. Este nevoie de mai multe partide, la fel cum face un măr mai multe mere. V-ați gândit vreodată de ce un pom nu face un singur fruct, face multe fructe? De ce face mărul multe mere? Îi păi face multe mere pentru că astea sunt uh, tentativele mărului de a avea urmași. Sunt numeroase tentative și din astea vreau doar vreau câteva vor reuși. Tot așa este și cu îndrăgostiți ăștia care stau cioc în cioc. Stau așa mult timp împreună pentru că se cere ca fertilitatea să aibă șanse cât mai multe în acea perioadă. Să se ivească copilul, domnule. Da, dar la, la, la asta se mai adaugă și alte avantaje. De ce totuși sunt oamenii atât de mult împreună pentru că bineînțeles se simt și în siguranță, mai ales femeile care sunt non-stop împreună cu partenerii lor și au fost atinse, deci o femeie care a fost atinsă de partenerul ei și i-a plăcut, a avut o emoție cu asta, a resimțit deja construcția atașamentului în toată ființa ei, acea ocitocină de care se tot vorbește. Eu îi spun ocitocină și nu oxitocină, pentru că ea nu are în formulă o grupare oxi din punct de vedere biochimic, iar ocitocic înseamnă, de fapt, contractant din, din limba greacă, ceva care generează contractură și rolul hormonal al ocitocinei este de a contracta canalele galactofore de a elimina laptele pentru a fi mai ușor copilului bebelușului să sugă și a contracta și uterul atât în timpul nașterii cât mai ales pentru retracția uterului după ce s-a golit în urma nașterii și în același timp se face mare tamtam -tam de efectul comportamental al o cu privire la atașament, că te atașezi de copil așa este, o mamă care tocmai a născut, are acest hormon în maximă concentrație. Acesta îi permite să se contracte uterul pentru naștere și apoi pentru a reveni la forma inițială, să elimine lapte mai ușor ca bebelușul să se hrănească și să găsească și atașamentul față de bebeluș, lucru care ne demonstrează că femeia care naște, oricât de urucioasă ar fi fost înainte, oricât de mult ar fi urât copiii înainte, Datorită acestei concentrații foarte mari de ocitocină în circulația sanguină, ajunge să se atașeze enorm față de copilul ei. Este un, un uh, perpetuum mobil foarte interesant. De exemplu, uh, alăptând uh, se secretă și mai multă ocitocină. Deci ocitocina stimulează alăptarea și în același timp este stimulată de alăptare. Și astfel, mamele care alaptează sunt foarte atașate de copilor, spre deosebire de cele care uh, au născut prin cezariană, de exemplu, și nu au avut ocazia să-și una nou-născutul la sân imediat. Da, nu știu de ce ne-am depărtat așa de mult. Ideea este că, da, această apropiere, această perioadă de timp petrecut aproape continuu împreună produce atașament, senzația de siguranță, de pace, de garanție între cei doi. Um, și bineînțeles că se pune și problema, domnule, dar nu e bine să-ți fie și dor de celălalt? Păi da ar fi minunat. să înseamnă că unul măcar, unul măcar, unul dintre cei doi din cuplu, ar merita să se mai ducă și mai încolo, să mai dispară pentru o vreme oarecum scurtă, astfel încât să se simtă faptul că ți este dor de acea persoană. De ce apare dorul? De ce există așa ceva la specia ăsta? Chiar dacă la român cuvântul este considerat a fi unic în lume și foarte important... Asta însemnând, totuși, că uh, profilul emoțional al românilor include destul de mult atașament. Uh, încă un lucru cu care trebuie știut este că nu doar iubirea creează atașament, ci și ura. Adică și relația de dușmănie contribuie la pasiunea cu care unii oameni se atașează și interacționează. Ura fiind o pasiune uh, într -o, în contrapartidă cu iubirea, dar fiind la fel de. Prezentă ca și iubirea în, în profilul emoțional al oamenilor, mai ales al românilor, se pare că românii, împreună cu o serie de alte popoare din jur, turcii, de exemplu, bulgarii, sârbii, știu să se urască foarte tare, se dușmănesc extrem de mult și grecii, pentru că așa este, s-a format profilul nostru emoțional și pare să fie un profil de atașament. Bun, v să zic că ar fi util și să-ți fie dor, pentru că dorul, adică senzația de gol pe care o simți când o persoană față de care te-ai atașat nu mai este în preajma ta și nu poți să o abordezi, creează un contrast față de momentele când este prezentă persoana aceea și astfel nu te vei sătura de persoana aceea că este tot timpul prezentă, ci vei avea ocazia să observi și cum este fără ea, da? Adică că să-ți fie dor de celălalt, adică să nu petreci timp împreună cu cealaltă persoană, hrănește cuplul, nu-l distruge. Îl distruge doar dacă trec foarte multe săptămâni de distanțare. Obișnuiesc eu să spun pe aici, trei săptămâni, da? Minim trei săptămâni. După minim trei săptămâni, atașamentul începe să se modifice, persoana începe să se adapteze la lipsa celuilalt. Okay. Adică dorul este maxim atunci, după care începe să scadă, pentru că te adaptezi la faptul că lipsește acea persoană din uh, viața ta. Uh, și astfel se poate întâmpla ca ochii care nu se văd să se uite. Adică pur și simplu uiți pe acea persoană pentru că nu se mai reîmprospătează senzațiile, emoțiile pe care le-ai împreaj mai ei, nefiind prezentă lângă tine. Uh, ochii care nu se văd se uită nu doar la îndrăgostiți, ci și, de exemplu, în uh, această relație bazată pe atașament între copii și părinții lor. O Tot dau exemplu, mai ales marțea, când avem sesiunile de la ora 20 doar pentru patronii Institutului de Relații Umane. Și tu poți deveni patron al Institutului de Relații Umane. Mâine seară de la ora 20 avem uh, tehnica ascultării partenerului în terapie. Uh, și dacă vrei, poți să intri aici pe Andrei să devii cunoștință prieten, frate sau soră. E bine, um, și copiii pot să sufere această uh, detașare față de părinților dacă au trecut mai multe săptămâni uh, de lipsă de contact. Uh, este un fenomen foarte răspândit printre cei care uh, sunt uh, cu părinții la muncă în străinătate, dar între copiii aceia. Bun. Dar acum, haideți să intrăm totuși în subiect în sine. Domnule, care este. Distanța optimă pe care trebuie să o ai față de partenerul sau partenerata ta. Există așa ceva? Da, domnule, există. Există distanță optimă între cei care formează un cuplu. Nici doar porumbei cioc în cioc, non-stop, nici fiecare în treaba lui, cu vacanțe separate și așa mai departe. Distanța optimă de la care poți observa o persoană în detaliu și poți să o înțelegi mai bine este de aproximativ 5 metri. Acum știu că poate garsoniera în care locuiești tu cu iubitul sau iubita ta nu are atâția metri, măcar pe diagonală. Dar din când în când merită să existe instituită între cei doi această distanță, pentru că distanța te ajută să percepi mai clar nu apropierea. Faptul că ții în brațe pe cineva îți modifică deja trăirea. Și nu mai ești atât de obiectiv, de vii mai subiectiv. Este adevărat că luând în brațe pe cineva înțelegi sau simți mult mai multe despre acea persoană, dar obiectivitatea nu este maximă atunci. Maximul de obiectivitate o ai de la 5 metri, cum ziceam. Este întâmplător sau nu este și distanța de la care ochiul vede fără să facă efort de acomodare. Um, și de aceea din când în când, sfatul meu al bătrânului doctor Andrei, este ca tu, dacă vrei să fii văzută sau văzut de partenerul sau partenerata ta, să te mai pui și la oarecare distanță, adică să fii în aceeași cameră cu acea persoană, dar să faci ceva la o distanță mai mare de acea persoană și vei vedea că este mai eficient decât de să stai de vorbă de la un metru distanță cu partenerul sau partenerata ta. Um, avem, bineînțeles, aceste distanțe. Avem distanța publică, la care oamenii nu se cunosc, un om vorbește tare și gesticulează în larg ca să fie înțeles de toți ceilalți, dar el nu este cunoscut personal, da? un erigi măcar nu este cunoscut numele foarte bine, nu știm detalii despre viața lui personală. Oare această distanță publică este necesară în cuplu uneori? Da, domnule, și asta e necesară uneori. Um, unor recomand pacientului sau pacientei să vorbească cu persoanele din familie, cele apropiate, folosind formula de politețe, dumneavoastră. Și astfel impunând o distanță mai mare între ea, el sau și cealaltă persoană. Și atunci cealaltă persoană își resetează atitudinea după perioadă oarecare de confuzie sau de iritare chiar, începe să se gândească, dumneavoastră, ce am făcut de m-a plasat la distanța asta mai mare? Ok? A folosi expresia dumneavoastră față de partenerul sau partenera ta, deși pare ciudat la o primă vedere, este um, salutar în anumite momente când ai nevoie să resetezi relația. Um, de ce? Pentru că se produce acea senzație de înstrăinare. Domne, cineva pe care nu-l cunosc foarte bine și îmi vorbește așa. Okay. Uh, și avem distanța aceea personală în care doi oameni vorbesc fără să intereseze pe cei din jur ce spun unul către celălalt. Este o distanță de la care poți să porți discuții calme. Okay? De obicei față în față, dar um, are niște limite această, această, discuție în sensul că poate să ducă la conflictualitate, la contradicție. Um, te contrazici cu cealaltă persoană pentru simplu fapt că stă față în față cu tine și tu um, ai senzația că te lupți cu cineva. De aceea, uh, mai există și distanța intimă, mai mică de o lungime de braț, de la care poți să atingi persoana respectivă, de la care se produce comuniunea emoțională, inclusiv uh, interacțiunea erotică. Bun. Um, domnule, și facem activități împreună sau separate? Cum este mai bine dacă ești într-un cuplu? Să le faci pe toate în doi sau separat? Hai să le luăm pe rând. Să vorbești. Um, vorbești totul cu partenerul sau partenerata sau fiecare vorbește cu altcineva, cu părinții lui, cu prietenii lui, cu niște profesioniști și vine în cuplu cu um, o oarecare, știu și o idee formată. Da. Sunt unii care vorbesc totul împreună și, într-adevăr, este indicată o sesiune de comunicare între cei doi care fac un cuplu. Și anume, soțul și soția, după ce au adormit copiii, de exemplu, nu neapărat în pat și nu neapărat în timp ce mănâncă, ci într-un loc confortabil și familiar pentru ei. Unul poate să fie în bucătărie, altor în niște fotolii prin sufragerie, să poată să vorbească unul cu altul. Atenție, nu pentru a-i face observații celuilalt, nu pentru a-ți exprima nemulțumiri despre celălalt, ci fiecare vorbind după regula aceasta simplă despre sine. Eu vorbesc despre mine, ce mi s-a întâmplat astăzi și ce aș vrea în continuare. Tu vorbești despre tine ce s-a întâmplat astăzi și ce-i vrea în continuare, fără să-l încarci pe celălalt cu observații sau cu cereri. Celălalt, aflând ce-ți trebuie și ce ți se întâmplă, s-ar putea să facă din proprie inițiativă acele lucruri pentru tine și acelea vor fi valoroase. Okay. Um, Vă va să zic că, da, este bine să aveți sesiuni de. 20 de minute măcar în fiecare zi în care să puteți vorbi verzi și uscate fiecare despre persoana lui. Dar în același timp trebuie să existe confidenți. După ideea că într-un cuplu nu trebuie să spui tot. Într-un cuplu nu trebuie să spui tot. Pentru că nu pentru toate este pregătit celălalt. Celălalt este omul căruia tu i-ai dat selectiv tot felul de lucruri frumoase. Celălalt nu este coșul tău de gunoi, nu este prietenul tău cel mai bun, nici măcar nu este rudă cu adevărat cu tine. Celălalt este omul pe care îți propui să-l atragi în viața ta, să îl protejezi, să-l faci să se simtă bine cu tine. Celălalt este un om pozitiv în viața ta și trebuie să fii selectiv cu celălalt. Um, să fii în preajmă sau să ai spațiu propriu. O casă, de obicei, și chiar și un oraș, bineînțeles, um, are împărțit spațiul în spații individuale și spații comune. Care este spațiul individual în casa ta, în viața ta? Există un loc șor unde tu te poți duce fără ca altcineva să te deranjeze, nici măcar copiii tăi. De foarte multe ori este baia sau timpul petrecut în baie. Și aici ajungem la un lucru interesant. Ok, să spunem că nu avem o casă cu opt camere, avem o casă în un apartament cu două camere. Cum facem să aibă fiecare colțișor lui? Poate să fie vorba despre un colțișor cu perdeluță unde cineva și-a pus obiectele lui sau un dulap al lui? Lucru care este extrem de important pentru dezvoltarea sentimentului de apartenență, da? identitate, individualitate. Dar dacă nu avem spațiu fizic, putem să facem un spațiu temporal. De exemplu, baia. Avem o singură baie în apartament. Baia este pe rând doar a unuia sau altuia dintre membrii familiei. Da? Se încuie pe dinăuntru și atunci, vreme de 10 minute, 40 de minute, 3 sferturi de oră, omul acela este într-un spațiu doar al lui. Și nu trebuie să intre altcineva peste el. Când intră altcineva peste el, se supără. Vedeți, de ce oare credem noi că baia trebuie să fie încuiată pe dinăuntru? Fiindcă ea se transformă într-un sanctuar. Sanctuar nu înseamnă doar loc sfânt, înseamnă și loc de protecție individual în care nu ești atacat de nimeni. Da? Este un loc al intimității, al timpului cu tine însuți. De aia se tot spune că la toaletă este singurul loc unde alege să ce singur, fără alai. Um, și atunci dacă nu ai locuri distincte pentru tine, poți măcar să ai momente distincte pentru tine într-un anume loc comun. Um, și da, este hrănitor să-l ai în pe cel cu care formezi un cuplu. Este minunat să fie acolo, mai ales când ai nevoie de el sau de ea. Este fantastic să știi că este cineva lângă tine. Dar este important și să existe spațiu propriu, măcar spațiu temporal propriu. Călătoria. <coughs> se pot face călătorii împreună și se pot face și călătorii separate? Da. Ar fi bine, iarăși, să fie amândouă prezente. Călătoria împreună, câtă vreme, iese frumos și gândiți-vă la cuplul pe care îl aveți. Este cuplul meu un cuplu în care de-abia aștept să plec cu iubitul sau iubita mea în lume? Sau mă gândesc cu groază că o să ne certăm din nou cu ocazia acestei călătorii? Este călătoria aceasta ceva ce ne place să împărtășim sau este ceva obligatoriu pentru amândoi? Și de aceea este una dintre probele de calitatea cuplului. <coughs> Scuze. Și anume, să vezi că îți face plăcere să călătorești împreună cu partenerul sau partenera ta. Este bine să existe cam la cinci călătorii împreună și una separat. Nu obligatoriu, dar ar fi minunat să poți face și asta pentru a se infilipa dorul de care vorbeam. Acel dor de care uh, are nevoie omul pentru a-și da seama că, într-adevăr, are nevoie și îi iubește pe cealaltă persoană, este un adevărat tonic pentru cuplu. Resetează cuplului, dă noi intensități și previne degradarea insesizabilă a cuplului. Da, este bine să existe și călătorii separate. Munca să fie împreună sau separată? <coughs> Unii merg și la serviciu împreună, merg și în vacanțe împreună, dorm împreună, non-stop împreună, majoritatea relatează faptul că s-a uzat cuplul lor din cauza asta și a ajuns să-și dorească să mai aibă oameni noi în viață și oameni noi în viața lor. Um, a munci împreună uneori este eficient. Ai putea să pornești o afacere împreună cu partenerul sau partenera ta, dar n-ar fi bine să o continui toată viața în asociere. Um, este una dintre formele de logodnă din ziua de astăzi în afară de logonda religioasă care a mai scăzut în importanță în viața socială, ce să vezi? Apare logodna financiară. Tot mai des auzi oameni care spun nu mă pot despărți că avem credit împreună. Nu mai vorbesc despre faptul că au copii împreună. Despre asta s-au descurcat, este binișor. Avem trei copii, divorțăm, nu e niciun fel de problemă, le zicem și asta e, toată lumea divorțează. Dar sunt unii care spun nu pot să divorțez financiar. Material. Prea sunt multe lucruri de împărțit și de aia stăm împreună. Adică, lumea de astăzi, nu mai stăm împreună pentru copii, stăm împreună pentru credite și afaceri. Gândit împreună. Noi gândim împreună, vorbim până ajungem la o concluzie. Sau fiecare gândește strategia lui sau gândește după valorile lui. Cum se desfășoară lucrurile în cuplul vostru? vedeți că și distracția împreună sau separat se poate observa că și la distracția împreună unul are tendința să te duci și să formezi bisericuțe cu alții și nu mai stai neapărat cu partenerul sau partenera ta, unii zic că este de prost augur să stai și la petreceri tot lipiți unul cu altul, dansezi doar cu ea sau cu el și nu mai simți nimic din ce este străin în jur. Iarăși după cum spuneam despre dor că este tonic pentru, pentru relație și a interacționa cu alți oameni în afară de partenerul sau partenera ta poate să fie tonic pentru relație, ținând cont de limitele partenerului sau partenerei tale, pentru că nu tu ești cel care spune că ai făcut sau nu o gafă sau un exces cu ceilalți străini, ci partenerul sau partenera ta vei vedea pe privirea lui sau e îngrijorată sau pe faptul că te se îmbufnează, că este un pic geloasă sau gelos, că tu ai dansat sau că tu râzi la glumele altcuiva și atunci este bine să reglezi această atenție pe care o acorzi celuilalt străin, dar în același timp trebuie să existe atenția aceasta. E bine, prieteni, mâine seară pentru patronul Institutului de Relații Umane avem subiectul ascultarea partenerului, tehnica ascultării partenerului. Și tu poți să fii patron la Institutul de Relații Umane cu multiple avantaje. Primești cărțile noastre sau mai ales ale mele pe gratis, cu autograf, priorități în activitățile noastre, inclusiv terapii, și uh, răspuns garantat la orice întrebare pe care o adresez marțea de la ora 20 uh, în uh, prezentările de caz pe care le facem. Gata, ne-am apropiat de, de sfârșitul acestei teorii pe care v-am pregătit-o. Haideți, dați-mi voie să văd ce întrebați voi sau ziceți voi pe aici. Iau temarile la. când simți că partenerul călătorește sau iese cu tine, că n-am loc de critică, deși simți că nu trăiește momentele împreună? Ce e? Aha. Unul se bucură, celălalt se uită pe ceas, așteptând să bifeze încă un moment... Ești la petrecere, dar el devine alt om, parcă devine alt om care nici nu te cunoaște. Da. Asta înseamnă că acel om avea un simț accentuat al libertății înainte de căsătorie. Te-a luat de nevastă, să zicem, pentru că nu vrea să te lase altor bărbați, dar în același timp tânjește după libertatea lui de dinainte și de-abia așteaptă să te duci în altă parte și să interacționeze cum interacționa pe vremuri. Teia. Cum poate fi dovedită lipsa de discernământ a unei persoane? Faptul că vorbește, vorbele și acțiunile nu se aliniază? Faptul că prioritizează confortul emoțional în detrimentul integrității fizice? Dacă ne referim la definiția juridică a discernământului, trebuie știut că definiția juridică a discernământului se servește de definiția psihosocială a discernământului și anume capacitatea unei persoane de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la existența alternativelor și consecințele lor. Adică, practic, un om trebuie să poată prevedea niște consecințe ale acțiunii ca să poată să spui care este discernământul acțiunii. Um, Ana. A făcut un gest urât și mă caută după o săptămână. Își cereră tare, promite că va fi bine. Vorbim două zile. Și nu mai scrie, suntem adolescenți și doar am vorbit, nu avem ceva. Să-l caut eu? Nu, numai după două insistențe de ale lui la rând. Nu este cazul să facem compromisuri în plin conflict dacă noi nu avem încă o relație. Da? Cred că este important ca celălalt să te caute. Dacă nu te caută niciun pic, înseamnă că nu simțea mare lucru. Și trebuie să faci ceva cu tine. Dana. Noi suntem de 16 ani împreună, dar în anii ăștia fiecare a mai plecat, adică el la bere cu prietenii, eu la mama sau cu o prietenă și am călătorit împreună, avem doi copii și suntem foarte mulțumiți unul de altul pentru că ne dăm și spațiu, nu ne vânăm unul pe altul. Foarte bine, cam așa trebuie să se desfășoare lucrurile și merită să-i faci și surprize celuilalt. Da? Unor când este el așa în timpul lui personal. Flori. Plec în Europa pentru 16 zile și vreau copiilor adolescenți și soțului să le fie dor de mine și implicit mie de ei. Am nevoie de un timp dedicat numai mie unde mă revăd cu prietenii vei din liceu și facultate. Dar nu acum, dacă nu acum, atunci când? Este foarte bine de făcut lucrul ăsta. <coughs> Trebuie să avem grijă <coughs> să nu le dăm celor din familie senzația că plecând ne răzbunăm pe ceva, că o facem cu ostilitate, ci pur și simplu cu zâmbetul pe buze. Um... Elena, ce se întâmplă când nu poți scoate pe cineva din mintea ta oricât ți-ai dori? Se întâmplă fiecare o componentă obsesională în personalitate, fie că evenimentele, interacțiunile trăite cu acea persoană au fost de o intensitate incomparabilă. Și trebuie să te întrebi ce fel de viață duce acum în comparație cu viața pe care o duceai în interacțiune cu acea persoană. Armonie. Când ne supără partenerul, este bine să punem distanță pentru decizii corecte? Este un reflex, că tot vorbeam de teritorialitate. Da, oamenii care sunt în conflict pun spațiu între ei pentru a nu ajunge să se agreseze unul pe altul, să se lupte unul cu altul. Adică nu mai vorbești cu acea persoană chiar dacă este în casă lângă tine și acest lucru îți permite să te remontezi, însă nu trebuie să vină apusul soarelui, adică să se facă mâine înainte de a te împăca cu acea persoană. Um, Andrea, Andreea, cu tatăl copilor sunt de 16 ani, două divorțuri la activ, tot cu el. Unor simt repulsie față de ele. Eu am renunțat la o iubire să fie copii bine, dar compromisul e prea mare. Da, compromisul ăsta se poate întoarce împotriva persoanei care îl face. Adică pur și simplu ajungi să îți urăști propriile decizii și de aceea trebuie să existe și timp individual în care să te regăsești pe tine și să știi cu adevărat ce vrei în viața asta. Violeta. Relații de șase luni. Ne vedem cel mai des în weekenduri. Când ne vedem e plăcut, dar în restul timpului îmi este ok singură. Nu știu dacă sunt îndrăgostită sau nu. Îndrăgostită nu, pentru că, după cum spuneam, îndrăgostea cere acea, acel timp continuu care să permită fertilizarea, după cum ziceam. În schimb, probabil că este vorba de o formă de relație mai degrabă de fraternitate cu acea persoană. Teia, ce părere aveți pe programul de parenting al Uranei Cremene? Nu știu ce să zic, nu prea m-am uitat, dar dacă sunt oameni care apreciază, nu sunt eu acela care trebuie să spună ceva bun sau rău. Nicoleta, cum se poate după 30 de ani să te înțelegi mai bine când ești departe de parteneri, iar când trebuie să fim împreună toate acțiunile sunt interpretate incorrect și apare un refuz de comunicare? Acesta este tipul de relație bazată pe nevoie și interes, după cum spuneam și alte veți. Nu este vorba de dragoste. Adică, practic, când celălalt nu este accesibil, ai nevoie de el, parcă-l iubești, și când este lângă tine, parcă-l urăști și vrei să plece. Um, Ana, timpul e relativ, pot petrece două ore ca și măsură de timp, însă nu-i ofer atenție și energia mea. La fel cum pot oferi câteva minute, însă pot, însă ofer toată prezența mea. Intensitatea contează, nu? Uh, contează foarte mult. Trebuie să existe și momentele intense, dar și momentele de detașare care să-ți permite să te regăsești pe tine, după cum ziceam. Nu renunțați la timpul individual, vă rog frumos, chiar dacă sunteți în cuplu. Valentina, cum îți convingi soțul navigator să călătoriți împreună când el sătul de călătorii și zboruri cu avionul? Te faci navigator, ca să zic așa. Adică pur și simplu poți să călătorești și fără el, când el este plecat, și atunci vei vedea care tendința ca atunci când vine să călătorească cu tine, pentru că încearcă să-și apere exclusivitățile. Um, Iuliana. Ați afirmat în diferite ocazii că atunci când din greșeală vor să vin pe pantalonii partenerului, se vede ce reprezistu pentru el în funcție de cum reacționează. Există totuși și varianta să se enerveze și să te jignească, dar să te și iubească sau nu sunt compatibile cele două. Spuneam că, de fapt, în astfel de situații, nu dragostea este cea care se la ci tipul de personalitate. Tendința lui de a se enerva ține de temperamentul mai coleric pe care îl are, tendința de a se auto că s-a întâmplat asta ține de tendința la autoculpabilizare. Dar, în, în general, și dacă ești coleric, și dacă ești depresiv, într-o relație de dragoste, toleranța față de gesturile celuilalt este maximă și, într-adevăr, ar trebui să vezi că nu reacționează așa cum i-ar fi venit de obicei față de străini să reacționeze. Ion întreabă, despre ce e vorba în life-ul ăsta? Despre cât timp petreceți împreună, domnule? Adică, fiind într-un cuplu, stați nas în nas sau mai stați și separați? Și cum e mai bine să stați? Alina, mie mi este bine liniște și simt relaxare când e plecat. Nu simt dor, mă simt vinovată că trăiesc asta deși e bine și împreună. După cum spuneam, este vorba de o relație bazată mai degrabă pe convențional, pe interes sau pe, um, știu, și eu, o, o, diverse forme de contractualitate. Da? Um, nu este neapărat o relație rea. Pe vremuri chiar așa se făceau majoritatea relațiilor sau căsnicilor. Anunța. Ce înseamnă când soțul zice că ca mine, dar face ca el de foarte mulți ani, deși de ce își dorește doar muncă, iar la muncă când ne-am descurcat și cu bani puțin. A, doar muncă și iar muncă când ne-am descurcat și cu bani puțin. Consider că un alt bărbat în viața mea nu ar putea fi altfel, iar a încercat iar și iar n-aș putea. Bun. Când soțul zice ca tine, dar face ca el, a dobândit pur și simplu o tehnică, așa a fost învățat de tatălui, de prieten de lui, lasă mă ascult-o pe nevastă ca să, nu, ca să se liniștească, dar face ce crezi tu de cuvință, nu te ia în serios. Adică, practic, nu crede că ești o persoană capabilă să aibă idei bune sau să ia decizii bune. Și dorește doar muncă pentru că acolo se simte el bine, valorizat, probabil. Um, Silviu, cum îi afectează relațiile la distanță pe parteneri? Dacă, mai ales, bărbatul din cuplu respectiv nu este capabil să anuleze distanța călătorind suficient de des, dacă partenera din cuplu respectiv. Nu reușește să se facă simțită simțurilor lui, adică să să apară într-o manieră frumoasă, atrăgătoare, interesantă, relația la distanță nu rezistă. Pentru că este doar o simplă formă de dialog și atât. Adina, zice, ce spuneți de o temă cu titlul Cum să te desparți elegant? Super temă. De-abia aștept să mi-aduc aminte să o fac. Dacă nu, cumva mi-aduceți dumneavoastră aminte. Violeta, a fost o perioadă când ne-am văzut mai des sau cel puțin am simțit nevoia să ne vedem zilnic, însă nu am avut suficient timp. Între timp m-am obișnuit și nu mă mai simt dorită. Oare mutatul împreună ar fi indicat? Ar fi fost indicat într-o perioadă în care lucrurile duceau către așa ceva. Dacă v-ați adaptat deja de la a nu vă vedea suficient de des, probabil că mutatul este o simplă, și și o criză, ca să zicem așa. Dar, oricum, eu cred că o relație nu merită terminată înainte de a încerca să și locuiești cu persoana respectivă undeva. Cristiana. Sunt într-o relație de 2 ani, iar la fiecare ceartă eu am gândul să-l părăsesc. Când mă calmez, îmi pare rău de aceste gânduri ce să fac ca să elimine aceste gânduri, sau de ce apar ele? Este probabil o formă de conflictualitate mai puternică, adică pur și simplu furia te face să vrei să pui distanță. Și atunci trebuie făcut ceva cu acele certuri. Măcar încercați să aplicați acest principiu pe care l-am mai menționat pe aici, anume, într-o ceartă, fiecare să vorbească despre el și nu despre celălalt, să vedeți ce rezultat au. Victoria, ce părere aveți când soțul e plecat și vine după trei luni numai cu ceartă? Păi depinde pentru ce a plecat. Dacă el a considerat că a plecat și pentru soția pe care l-a lăsat-o acasă și vine acasă cu ideea că e obosit și că ea ar trebui să-l aștepte cu sarmale calde, bineînțeles că este una. Dar dacă nu a suferit acolo unde a plecat, Înseamnă că pur și simplu este vorba de un om care stă din interes, după cum spuneam și mai devreme. Um, Mara. Relație de 10 ani cu așa zisul Gigel. Gigel e neamț, e cam tipic, ar zgârșiți și vorbește doar uh, pragmatisme precum ce gătim azi. Pentru el a merge la cumpărături înseamnă timp împreună. El pare mulțumit așa când petrec timp cu Gigel și familia lui, mă simt ignorată, căci el pur și simplu nu mă angajează în conversație. Sigur, nu o face conștient, dar uneori schimbă subiectul dacă apuc să spun vreo ceva. Ei, asta este o diferență transculturală. Nu este neapărat lipsă de dragoste sau ostilitate față de persoana dumneavoastră, ci pur și simplu acea familie trăiește așa. Pentru a trăie altfel de viață, trebuie extras gigel din mediul lui familial și dus undeva departe, dacă s-ar putea, în teleorman. Glumesc, bineînțeles. Undeva unde oamenii să vorbească mult și fără rost, să se adapteze. Alex, de ce tratați aproape exclusiv subiecte despre relații de dragoste? În acest în lunea, acest live de lunea se numește Seducții și Fidelități și este dedicat relațiilor de cuplu. În curând o să introduc în el și episoade care sunt dedicate doar bărbaților, adică doar bărbaților. În principal bărbaților, pentru că se vor continua subiectele din noua carte, Harta Femeii, și atunci, bineînțeles, că vor fi și bărbații incluși în atenția exclusivă, aparent. Marțea, în schimb, sunt alte subiecte, nu mai sunt neapărat de cuplu. Și sper să putem face și alte podcasturi, dar se pare că oamenii vor asta și de aia facem asta. Nu că vreau eu neapărat. Violeta, cum știi când e momentul potrivit de a te muta împreună cu partenerul? Păi, ești cu un partener și vă întâlniți des, aproape în fiecare zi. Și dormiți când la unul, când la celălalt, vă vine să vă țineți în brațe, vă dați seama că vă place foarte mult să dormiți împreună, dar mutat împreună nu înseamnă doar dormit împreună înseamnă și, de exemplu, atunci când sunteți la un hotel sau într-o excursie undeva, să vedeți că amândoi participă la a face curățenie, la a strânge bagajele, la a căuta o locație și așa mai departe. Și când există această cooperare, înseamnă că, da, puteți trece la nivelul următor. Um... Emilia, dacă petrecem timp împreună, însă în timpul acesta alergăm după copii 3-5 ani, nu mai avem timpul nostru, relația este în pericol pe termen lung? Da. Părerea mea este că și când ai copii de 3-5 ani sau chiar de un an, când intri într-o cameră, unde se află copiii și soțul tău, la soțul tău trebuie să te duci sau la soția ta. Astfel copiii vor învăța care sunt personajele cele mai importante din familia aceea și nu copiii trebuie să fie, ci cei care îi protejează pe copii. Uh, și de asemenea, bineînțeles, că trebuie să institui în familie și ideea că există un timp exclusiv pentru fiecare dintre membrii familiei, inclusiv pentru cei care formează cuplul. Denisa. De 10 luni suntem zilnic împreună, dar nu locuim împreună. Faptul că nu mă scoate la plimbare decât în concediu și de sărbători și în rest de câteva ori, văd, deși văd care sentiment. Uh, are senzația că nu are timp, probabil. Uh, și de aceea, unor, merită să faceți o propunere astăzi, să nu insistați și după aceea, eventual, poi mine să mai deschideți subiectul, să vedeți, nu cumva, pricepe și face și ieșiri din acestea. De vacanță? Maria zice tot așa. După 10 luni a zis că nu mai este atras de mine, m-am despărțit de el și nu pare să îi pese. Mi-a scris doar cum sunt și asta după o zi, ca și cum premedita despărțirea. Da, probabil că o premedita. Iar acest lucru nu trebuie să, să vă impacienteze foarte tare, ci trebuie să vă aduc aminte că sunteți o persoană care poate să trăiască și fără el. Ok? Altfel nu ar trebui să intrați într-o relație dacă nu simțiți că puteți să trăiți și fără acea persoană. Marian, cum se pot depăși momentele în care te simți singur în doi? În primul rând, fiind creativ. Fă pentru tine, cu o cealaltă persoană în jur, niște lucruri interesante, care ți se parție interesante. Poate se prinde și acea persoană în ele. Ideea este că e foarte important să îți deblochezi propria creativitate, de exemplu, să poți glumi pe seama unor lucruri pe care le vezi în jurul tău sau să um, inventezi noi lucruri, de exemplu, trasee pe care mergi sau um, știu, și eu, cum stă mobil în casă, sau ce să mai gătești astăzi sau mâine. Lucrurile acestea vor putea să deblocheze și cuplul uneori. Viorela, este normal ca o relație să țină de șapte ani, dar fără angajamente? Pentru foarte mulți bărbați este normal. Pentru că bărbatul are niște beneficii sexuale în timpul ăsta și, la același timp, nu se angajează. Presiunea de angajament vine de ce mai mult nu neapărat de la partenera lui, cât de la rudele. Prietenii și comunitatea partenerei. Uh, pentru că altfel bărbații nu prea se angajează, decât dacă eventual au senzația că asta este o femeie atât de frumoasă încât nu vor să o piardă în brațele altui bărbat. Gabi. Ne vedem o dată pe săptămână și vorbim, dar atunci nu vrea mai mult, sau ce să înțeleg. Faptul că nu vrea mai mult poate să însemne că are o proastă părere despre sine cu privire la performanțele sexuale și de intimitate în general. De aceea, omul acesta trebuie să fie poată fi mai relaxat. Undeva, de exemplu, acasă, la părinții lui, la bunicii lui, în, în zone care se fie familiare. Ion, auzi, meștere, degeaba stai cu ea tot timpul dacă pe ea o mănâncă non-stop și stă tot timpul pe Facebook de unde și sortează sau selectează clienții. Așa că nu e ăsta secretul. Totul vine de la infidelitate și respect într-o căznicie, iar curva, tot curva rămâne toată viața ei, ok? Păi, rămâne dacă și tu rămâi la fel. Pentru că de cele mai multe ori, și asta scriu într-un capitol întreg în cartea asta, cea nouă, cu harta femei, femeia ajunge între ghilimele, ghilimele curvă pentru că bărbații sau bărbatul respectiv nu îi dă ce are a nevoie și atunci, bineînțeles, că până la urmă este dezamăgită de acest bărbat și este receptivă la ofertele altui bărbat. Noi, bărbații, credem așa că o femeie trebuie să sufere neapărat, să nu-i dăm ce îi trebuie, dar să nu niște în front, să se ducă spre altul, să de așa la infinit. Și atunci, cum e mai bine să fie curvă sau proastă? Ia să vedem. Um, teia, somnul este o parte sacră a vieții. Dormitul împreună este supraevaluat. Fiecare în camera lui ne întâlnim la mijloc atunci când e caz de tandrețe și de intimitate. Da, uite, și asta este o chestie pe care o putem dezbate. Cât de, dacă să dormi împreună cu iubitul sau iubita ta sau unul. Unii cred că a dormi împreună cu iubitul sau iubita sau partenera înseamnă o oxidare, o ruginire a relației. Alții cred că acest lucru consolidează cuplul. Dacă amândoi sunt o stare fizică bună care să permită bucuria apropierii fizice și dormit împreună, merită să dormiți împreună. Dacă unul dintre voi e sau are ceva care nu este tocmai confortabil pentru celălalt, ar fi bine să te duci din propria inițiativă într-o cameră separată, să te întorci în cuplu sănătos și frumos. Cam așa ar fi ideal. Adri, am stat cu fostul meu prieten și nu m-a lăsat în timpul zilei să stau în aceeași cameră cu el, că îl deranjeam de la jocul pe calculator și nu vorbeam numai când era foame sau sete, mă striga să-i dau ceva. Da. Um, azi este o problemă. În momentul în care ai un iubițiu o iubită și stă în altă cameră să joacă pe calculator sau ești la restaurant cu persoana respectivă și stă pe telefon, înseamnă că nu ai o relație și înseamnă că merită să pui spațiu, adică să vă mai și separați. Da? Um, Lore. Ce părere aveți despre o aventură de o noapte? Recomandați asta? Sunt femei care regretă că nu au făcut măcar o dată în viața lor așa ceva. Dar nu prea stă în caracterul unei femei să facă acest lucru uh, pentru că își dorește de obicei atașamentul față de bărbatul cu care urmează să facă sex. Eu cred că o aventură de o noapte, fără să faci sex, chiar ar fi interesantă. Hmm? Gabriel, ce părere aveți despre acest, acest cuvânt când ne certăm? Îmi spune, știi că eu știu tot? Ha, este, o, este o mică tehnică vrăjătorească care nu trebuie să te impacienteze. Este minunat că o femeie știe să facă așa ceva pentru că te pune pe gânduri, nu? Și probabil că asta și dorește. Beatriz, cât timp e bine să petreci la începutul relației cu cineva ca să nu vă săturați unul de altul sau să pari insistentă? Um, încă o dată depinde, o spun, depinde de creativitatea cel puțin unuia din cuplu. Dacă niciunul dintre cei doi nu este suficient de creativ încât să facă acel timp foarte interesant, atunci merită într-adevăr să mai și stați separați. Valentina, dar când apar copiii, cât de important este să petrecem timp doar în doi în cuplu? Părerea mea este că nu ar mai trebui să fie privite atât de rău vacanțele fără copii. Sunt în momentul în care pleci în vacanță cu copiii, pleci pentru copii. Și de aceea trebuie să existe și vacanță doar pentru cuplu, fie și de trei ore. Trebuie să existe așa ceva. Inclusiv pentru copii este bine să se întâmple asta. Și Silviu, un cuplu care se vede în fiecare zi, totuși în anumite circunstanțe, au fost nevoiți să nu se mai întâlnească două zile, iar partenera a simțit ca o trădare și a început să bea. Putem vorbi despre depresie? Da, s-ar putea întâmpla și lucrul ăsta, într-adevăr. O destabilizare prea mare pentru ea și asta înseamnă că nu vorbim de dragoste, cât despre o nevoie de natură emoțională care, într-adevăr, poate să aibă la origine depresia. Dragilor, ne oprim aici în seara asta. Mi-a plăcut să discut cu voi. Știu că sunt mulți care nu și-au primit răspunsul pentru întrebări, dar dacă deveniți patron ai Institutului de Relații Umane, garantat fiecare își primește răspunsul la întrebare. De exemplu, mâine seară de la ora 20 avem pentru patroni ascultarea partenerului, tehnici de ascultarea partenerului. Um, și tu poți să devii patron al Institutului de Relații Umane dacă intri aici pe www.petron.com/andrei și devii cunoștință, prieten, frate sau soră. În felul ăsta o să beneficiezi de tot felul de exclusivități și de priorități, inclusiv să primești cărțile schise de mine cu titlul gratuit. O seară frumoasă, dași, prieteni. de prieteni. De-abia aștept să-i întâlnesc pe patroni mâine seară de la ora 20. Iar pe voi, ceilalți, lunea viitoare, cu siguranță, cu alt subiect poate mai interesant decât ăsta.